Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre ceea ce numim noi o criză diplomatică. În acest context vom încerca să discutăm mai multe aspecte ce țin de numire, de fapt și rechemarea ambasadorilor Republicii Moldova în străinătate, împreună cu Valentin Beniuc, doctor habilitat, rector IRIM. Bună seara, domnule Beniuc, și bine ați venit la emisiunea noastră. Și Adrian Lebedinski, deputat PSRM. Bună seara, domnule Lebedinski, bine ați venit la Reflector Analitic. Bine v-am găsit. Domnule Beniuc, haideți să vedem, cel puțin conceptual, în ce condiții pot fi retrași niște ambasadori? Haideți să luăm cazul Republicii Moldova. Retrași sau rechemați? Și rechemați, mai bine zis. Dacă se recheamă, atunci pentru scurt timp, pentru consultații, pentru reinițierea unor proiecte, unor probleme, unor întrebări, dar este un semn de destabilizare în relațiile bilaterale interstatale care nu trebuie să dureze mult. Nu trebuie să dureze mult pentru că relațiile întotdeauna se construiesc mulți ani și se distrug într-un timp foarte scurt. Domnule Beniuc, 1 noiembrie au fost anul 2017 patru ambasadori rechemați și la 18 decembrie încă unul, e vorba de ambasador Republicii Moldova în Federația Rusă, Andrei Neguță. Acest termen este mare ca perioadă de timp în contextul celor afirmate mai sus? Foarte mare. Foarte mare, pentru că, uitați-vă, noi trebuie să fim partea interesată de a avea reprezentanți și misiuni diplomatice și conducătoarea misiunilor diplomatice în țările de reședință. Noi suntem interesați, pentru că în discuție apare problema, dar cum suntem noi priviți, de exemplu, de Statele Unite ale Americii, unii noi nu avem ambasadorul, sau de alte țări? Noi probabil că prea puțin suntem priviți, dar dacă cumva picăm sub vederea țărilor respective, că noi nu suntem prezenți acolo, clar că nu avem imaginea cea mai bună în acest sens. Dar, repet, noi trebuie să fim interesați de a avea reprezentanță diplomatică în ordine, adică în frunte cu un ambasador, pentru a ține legăturile respective. Și în sensul ăsta, timpul ăsta este într-adevăr prea mult, mai mult ca atât. După cât știu eu, ambasadorul acreditat în Statele Unite ale Americii, cu două luni mai devreme, undeva la sfârșitul verii, în august-septembrie, dacă nu mă înșel, a fost în noiembrie, precum am spus și dumneavoastră, rechemat. Deci, scrisorile de acreditare înmânate și acum, respectivul ambasador, am înțeles că este în genere retras din funcții, peste câteva luni trebuie să fie înmânate alte scrisori. Trump, care are o sumedenie de probleme în țară, trebuie să ne gândim noi, da? Da? Că nu este nicio tragedie în sensul ăsta, dar noi trebuie să ne gândim că omul ăsta are și alte preocupații decât să primească scrisori de acreditare de la moldoveni. Deci, noi trebuie să avem simțul tactului și a lucidității în relațiile diplomatice. Domnule deputat, domnul Galbur spunea, citez, avem intenția de a numi alți oameni profesioniști. Citat încheiat. Cum ar trebui să înțelegem declarația domniei sale și dacă asta ne face cumva să ne gândim că cei care au fost până acum nu au fost profesioniști? Eu aș vrea să-l citesc pe Galbur, care a spus că Reniț, Parmis și Frija au fost numiți pe criterii politice. Da, avem acest. Adică noi trebuie să revenim la momentul când însăși Galbur i-a propus pe aceste persoane la funcție. El la acel moment nu își dă de seamă că numește persoane pe criterii politice și nu pe competență. Și cu părere de rău, noi suntem în situația când majoritatea funcțiilor acum sunt ocupate pe criterii politice. Iarăși, în locul acestor persoane, probabil că, eu cred că în viitor apropiat, vor fi numiți totuși ambasadori și iarăși sunt, cred că, de la structurile care conduc acum statul. Domnule Bedinski, dar această stare de lucru are legătură cumva cu anul 2018, care este an electoral? Nu cred. Nu cred. Este iarăși partajarea funcțiilor de a fost, spunem așa, lichidați reprezentanții PL-ului, PLDM-ului și acum în funcție sunt numiți reprezentanții PD-ului și respectiv
PPM-ului și atât. Da. Domnule Benecu, ce considerați? Da, când ați spui. Da. Părerea mea că, în cazul dat, domnul Leancă reușește să-și impună persoanele sale în funcțiile acestea care pentru el sunt importante. Da. Domnul Benecu. Problema profesionalismului în diplomație este o problemă mare la noi. Este o problemă mare și eu nu pretind a spune adevărul în ultima instanță și nu vreau să-l supăr pe nimeni, dar cred că Ministerul de Externe, el pe parcursul celor 27 de ani, a fost unul din ministerele slabe. Pentru că nu s-a îngrijit nimeni, nicio guvernare, ca să fie un sistem de pregătire continuă a diplomaților moldoveni. Desemnările sunt pe criterii politice, dar cel mai grav este că și a ambasadorilor. Dar și mai grav este atunci când cei care asistă ambasadorul în activitatea lui, da, sunt desemnați de asemenea după criterii foarte și foarte subiective și foarte și foarte aproximative. Pentru că se ia după faptul că dacă cunoaște sau nu cunoaște limba. Deci ăsta ar fi un instrument sine qua non absolut necesar în activitatea profesională și de dânsul nici nu ar trebui să se discute, dar mai departe trebuie să fie luat în calcul. 1. Capacitatea de analiză profesională a situației. Asta este foarte important. Capacitatea de a cunoaște nu doar și nu doar capacitatea, dar necesitatea de a cunoaște istoria țării în și care culturii și culturile respective și în genere. Să cunoască foarte bine țara de reședință. Să-și cunoască istoria țării proprii. Să aibă capacitatea de a negocia și a aranja legături. Să aibă capacitatea de a acumula informații conform legislației a țării de reședință și de a o livra în țara proprie, în Moldova, am în vedere. Să aibă capacitatea de... Vedeți că multe alte capacități. Dar principalul, uitați-vă. Deci, politica externă și diplomația se măsoară în eficiență. Este o politică externă eficientă sau nu este? Este o diplomație eficientă sau nu este? Și dar avem o măsurătoare? Avem cu ce cuantifica? Și cel mai ușor se cuantifică în legăturile economice bilaterale dintre Moldova și țările respective. Dacă sunt legături economice care pot fi valorificate la beneficii serioase, atunci relațiile bilaterale dintre țările respective sunt de mare eficiență. Asta e în primul rând. După care se exclude diferite pretexte de conflict, după care se fac punți de colaborare culturală, după care toate celelalte urmează, dar principalul legătura economică. Ori, noi suntem o țară mică și cel care este trimis în țările respective este de datoria lui ca să facă puntea de legătură în ceea ce privește colaborarea economică. În primul rând. Ceea ce la noi pare mi se că diplomații, ambasadorii uită de aceste chestii. Domnule Bedenske, cel care a generat, de fapt, discuții mai aprinse a fost rechemarea domnului Neguță în calitate de ambasador în Federația Rusă. Pe marginea acestei probleme s-a pronunțat mai multă lume, spre exemplu, analistul politic Anatol Țăranu și ex-ambasador și domnia sa în Federația Rusă spunea că este lipsit de logică și responsabilitate acest gest. Cum îl calificați dumneavoastră? Ele vin să înrăutățească relațiile moldo-ruse? Ele sunt generator a unui eventual, eu n-aș spune conflict. Nu cred că Republica Moldova este în stare acum să intre într-un conflict direct, dar să încerce să stimuleze careva surse externe pentru a primi beneficii din aceasta. Vorbim despre statele Europei, despre Statele Unite, unde prin acest mic conflict care ei încearcă să demonstreze, ar vrea să arate că, uite, noi suntem
pur pro-europeni, suntem anti-ruși și până la urmă urme pătimește tot cetățeanul nostru. Deoarece, vă dați bine seama, ambasadorul nefiind mai mult de o lună la locul de bază de serviciu a dumnealui, dumnealui nu-și poate exercita de fapt obligațiunile. În cazul dat, foarte multe proiecte care erau pornite, care anumite relații care trebuiau să genereze efecte economice pentru Republica Moldova, cu părere de rău, ele sunt subminate. Anume, eu sunt perfect de acord cu faptul că evaluarea activității ambasadorului trebuie să fie făcută în bază ca un criteriu de bază, în conformitate cu relațiile economice și beneficiile care au fost aduse statului Republica Moldova în rezultatul acestei activități și dacă această ambasadă pentru noi economic, pentru Republica Moldova vorbim, nu prezintă un interes, noi nu trebuie să generăm, să facem aceste cheltuieli suplimentare pentru a menține acolo o ambasadă. Poate fi un consulat, poate fi o reprezentanță, poate fi alt mod de reprezentare a Republicii Moldova în această regiune. Noi în America de Sud noi nu avem ambasade, noi în Australia noi nu avem, în Africa noi nu avem, în Asia noi avem 2-3 ambasade care acoperă toată Asia. Da. Asta nu este serios în situația când noi pretindem că vrem să devenim un stat care să avem o influență economică, măcar pentru Republica Moldova și pentru zona aceasta. Domnule Bedinski, dar cât de bine argumentat vi se pare argumentul invocat de către Ministerul de Externe, care zice că în raport cu domnul Neguță a fost rechemat pentru că diplomatul nu a luat atitudine în cazul hărțuirii oamenilor politici din Republica Moldova? Ce înseamnă hărțuirea persoanelor politici? Dacă o persoană comite o infracțiune, indiferent de rangul care îl are el urmează să poartă răspundere pentru fapta care a comis. Indiferent, e penală, contravențională sau e vorba de un delict de muncă, să spunem. Și aceasta este responsabilitate doar a persoanei respective. Nu poate un stat întreg să apere interesele sau să pătimească din cauza interesele personale a unui cetățean. Da. Domnule Beniuc, ministrul de externe, trebuie să dea explicații de ce au fost chemați acești oameni? Ministrul de externe, evident că trebuie să dea explicații. Ori explicațiile astea trebuie să mai fie și plauzibile, da? Da, în primul rând și în al doilea rând, aceste explicații trebuie să-i aparțină doar ministrul de externe, dar întregii guvernări. Deci în capul căreia se află în primul rând, primul ministru, pentru că, uitați-vă, noi oarecum noi suntem dezorientați și din perspectiva responsabilității în ceea ce privește politica externă și relațiile diplomatice, bi și multilaterale. Pentru că acolo unde sunt aranjate structurile politice și sunt puse bine, foarte bine la punct, se știe cine răspunde de politica externă. De exemplu, în Franța, cine răspunde de politica externă? Președintele. Președintele este tot în politica externă. Bine, regimul politic permite chestiunea asta. Iar în Marea Britanie, evident că de politica externă răspunde președintele, care este într-un fel poreclit, răspunde prim-ministru, pardon, care într-un fel este poreclit ca președinte în relațiile internaționale. Deci, atât de dur el dirijează. Cu toate că 200 de ani până la jumătatea anilor 90, rolul principal, cele mai emerite posturi în Marea Britanie, erau considerate ministrul de finanță, ministrul de externe și prim-ministru. Deci, ministrul de externe reprezenta țara în modul cel mai serios. Iar acum nu mai este așa. Acum țara este în politica externă reprezentată de cât prim-ministru prin aparatul său al primului ministru, care practic este factorul decizional principal. Deci, eu despre ce vreau să spun? Sunt lucruri care trebuie să fie aranjate într-un fel sau în alt fel. Mă întreb, cine răspunde de politica externă la noi în țară? Ministrul de externe nu. El este un fel de executor. Și nu întotdeauna, cu părere de rău, cel mai bun.
executor al proiectelor de politică externe care sunt emanate de alte structuri. Dar care sunt aceste structuri? Președintele țării? Noi vedem că nu. Primul ministru, el are preocupații interne până peste frunte. Și așa mai departe. Deci, într-un fel, la noi, politica externă și relațiile diplomatice ale Moldovei cu alte țări este, într-un fel, decapitată. Și asta produce numai și numai disensiuni și lucruri negative în această privință. Domnule Bedenski, în continuare, dacă îmi permit. Disensiuni aici, da. Mai departe. Mai mult ca atât, nu știu eu, această idee de a diviza responsabilitatea din partea guvernului între viceprim-ministru responsabil de relații externe și ministru de externe, în general, pentru mine aceasta este un absurd. Deoarece am mai intervenit încă o funcție pentru a dezbina aceasta, pentru a mai da careva ordine cu SIDEI, tot același ministru. Tot același ministru care este responsabil de relațiile externe în cadrul guvernului, trebuie să primească ordine nu de la ministru, de la prim-ministru care este de fapt permanent la serviciu și respectivul ministru este și membru al guvernului, dar trebuie să mai fie încă o rețea, încă o sursă între ei. Pentru ce? Pentru ce este necesar? De fapt, în momentul când a fost primită decizia că funcția de ministru afacerilor externe în același timp cumulează și funcția de vicepremier, era dată pentru a coordona între toate ministerele anume aspectul acesta a necesității relațiilor externe și a coordona toate activitățile ministerului în așa domeniu, în așa fel ca efectul să fie mai bun. Și noi în această cale punem o altă persoană care, nu știu, pentru mine este dubios. Dar să revenim la cine este totuși responsabil. Chiar vă rog. Potrivit Constituției, responsabil de relațiile externe este președintele. Dar în același timp, numai din considerentul că actuala guvernare nu este în stare să perceapă necesitățile care sunt necesitățile reale a populației și respectiv a aspectului multilateral al relațiilor externe, ei s-au axat doar pe un singur moment. Noi suntem pro-europeni, dar de fapt sunt și ei pro-europeni, ca și eu sunt papa de la Roma. Nu poate să fie ei pro-europeni din simplu considerent că ei sunt persoane cointeresate în anumite afaceri. Ei sunt afaceriști, chiar nu pot să le spun că sunt businessmani. Ei aici au venit pentru a scurge ce a mai rămas încă pe teritoriul acesta și după aceea să vândă acest teritoriu, nu știu cui. Cine va da un ban mai mult, acela să-l vândă. Asta e situația. Eu asta o văd din activitatea lor. Da, ei nu fac nimic pentru a stabiliza, pentru a atrage anumite investiții aici în Republica Moldova, pentru a lega Republica Moldova ca stat de anumite tranzacții, de anumite tratate îndelungate pentru ca noi să ne putem promova pe piața externă. Da, domnilor, invitați, eu în calitate de jurnalist aici trebuie să fac o mică remarcă. Pe parcursul zilei de astăzi am încercat să iau legătura cu reprezentanții Ministerului de Externe pentru ca să ne ofere și dânși o explicație asupra problemei discutate, însă cu părere de rău ni s-a spus că nu există persoanele abilitate la moment ca să ne poată da o reacție, toate sunt antrenate în teritoriu, au diferite proiecte, cu părere de rău nu au dat curs invitației noastre. De aceea continuăm discuția, era logic și era bine ca să aflăm și punctul de vedere a domniilor. Domnule Beniuc, vorbim despre relații externe, vorbim despre cine este reprezentantul legal până la urmă în aceste relații. Haideți să vorbim cum trebuie să se comporte președintele Dodon în cazul în care, iată, avem această fisură, dacă vreți, în relațiile diplomatice cu Federația Rusă și cum ar trebui să ne perceapă Federația Rusă, pentru că întotdeauna în orice act de negociere unul din criteriile probabil care le-ați enumerat și dumneavoastră este seriozitatea atunci când te așezi la masa tratativilor. Oarecum, probabil este dubios privită Republica Moldova atunci când președintele are un discurs, iar premierul are cu tot o altă retorică. Da, asta e situația la moment și nu este una din cele mai fericite situații și ea nu poate fi schimbată printr-o mișcare simplă. Deci, știți,
Răbdarea tot este o forță de mișcare înainte. Se vede că răbdarea președintelui trebuie să fie una, și ea este de fapt, una creatoare și mișcătoare spre rezultatul benefic final. Pentru că orice mișcare care va fi făcută într-un sens așa mai aprig și mai energic nu va produce. Și în sensul ăsta am impresia că președintele face miză pe rațiunea Rusiei. Care putea să ne răspundă cu altă monedă. Care putea să ne răspundă cu altă monedă undeva, și ministrul de externe Lavrov a menționat lucrul ăsta, că până la nesfârșit nu poate să dureze asemenea demersuri agresive în adresa Rusiei, dar acțiunile actuale ale guvernului din Rusia sunt acțiuni de loialitate și răbdare, spun eu cuvântul ăsta. Și noi trebuie să fim în sensul ăsta mulțumiți de asemenea atitudine, pentru că în Rusia noi avem mai mult de o jumătate de milion de oameni care trudesc acolo. Cetățenii noștri. Aduc bani în țară, își asigură familiile lor, copiii, familiile, în lipsa capacității guvernului de a îndestula cu locuri de muncă, cu o leafă decentă și cu un trai cât de puțin aranjat pentru un om care nu cere mult în viața asta. Pentru că noi ne-am învățat cu puținul. Deci guvernul, nefiind capabil să ajusteze aceste lucruri în țară, provoacă disensiuni cu țara în care trudesc mai mult de jumătate de milion de oameni. Cum poate fi calificat asemenea acțiuni a unei asemenea guvernări? Nu, calificative sunt multe. Cel care ne ascultă probabil că își va face seama, da, concluziile. Trebuie să fim mulțumiți în afară de aceasta, de aceea că președintele a reușit în fond declanșarea procesului de desfacere a mărfurilor moldovenești pe piața Rusiei. Noi cât nu ne-am zbate, nu ne-am lăuda, nu ne-am bate în piept, că noi avem piețe de desfacere în China, în Uniunea Europeană. Și uite, în Uniunea Europeană trăiesc 500 de milioane de oameni, piața e enormă și acolo vindeți și mai departe. Lucrurile astea se transformă în niște povești sau în niște declarații neserioase, pentru că era clar de la bun început că piața de desfacere este cea tradițională și acolo se duce tot produsul ăsta care îl facem noi în țară. Și de ce noi suntem capabili să-l facem? De aceea trebuie să, și în sensul ăsta să fim într-un fel satisfăcuți că Rusia nu face pași mai repeziți în adresa noastră. Să sperăm că lucrurile vor derula, și de acum înainte așa, dar și da? Se vor schimba cândva aceste lucruri, posibil cu poate anul ăsta. Domnule Vedenschi, da, vă rog, dumneavoastră, după aceea am o întrebare. Cum, de fapt, președintele Dodon ar trebui să înțeleagă această situație? Eu, de fapt, am vrut să mai menționez un singur moment. În orice persoană care este un antreprenzător normal, el având o anumită piață de desfacere și în cazul dacă îi deschide altă piață, el nu pierde precedenta. El menține mai departe relațiile cu acest... E logic să se întâmple așa. Da, deoarece mâine pe mâine, știți cum, mai bine să ai un prieten de zeci de ani decât unul care l-ai căpătat acum pe 2-3 minute și cu părere de rău nou ne demonstrează situația economică la moment că, de fapt, deschiderea porților spre Europa, ele au fost cu anumite gratii și nu ne permite să trecem doar printre anumite celule și o anumită porție, aceste cote care ne-au fost date nouă. Respectiv, noi am mers, dar unde este rațiunea noastră atunci când pentru un kilogram de spunem așa, de mere, tu cedezi persoane care până în prezent îi vindeai de 10 ori mai mult? Doamne!
Nu, eu vorbesc, exemplu, da, în cazul, da. Vorbesc de un antreprenor simplu, adică să vorbim, eu sunt de la nordul Moldovei, acolo majoritatea populației ocupă cu levezele, grădinele și așa mai departe. Și eu foarte bine înțeleg pe ei. Când ei vindeau 20-30 de furi în Rusia și acum la moment el nu poate să le vândă. El e nevoit, el le vinde mai departe, dar e nevoit de acum să vândă prin Transnistria, prin Găgăuzia, prin Belorusia, prin nu știu unde acolo, de ce? Cui trebuie să... El are cheltuieri suplimentare numai pentru, din considerentul că aceste persoane își văd nasul mai sus decât merit. Nu există unison între guvern și între președinție, asta este clar. Dar până la urmă, vorbim de o lipsă de comunicare? Sau ce e la mijloc? Sau o metodă de constrângere, nu știu, a instituției prezidențiale, poate? Da, comunicare există. Eu sunt ferm convins că domnul președinte vorbește atât cu președintele Parlamentului, cât și cu prim-ministru, dar trebuie să înțelegem că ei încearcă în tot felul să-i blocheze activitatea președintelui. Ei, lor le era foarte comod cu precedentul președinte care venea odată era în săptămână. Era foarte comod. Da, odată în săptămână venea la președinție, semna tot ce îi dădea fără că se citească și pleca înapoi. Cu domnul Dodon, cu păreri de rău pentru ei, aceasta nu li se reușește. Deoarece el zilnic este la serviciu, el zilnic organizează anumite proiecte, el este implicat, este destul de activ, atât pe plan intern cât și pe plan extern, ceea ce îi deranjează pe actuală guvernare. Anumit din acest considerent, ei încearcă să-l blocheze. Doar dați să fim serioși, până la inaugurarea președintelui, ei au modificat practic toate legile care i-au pus bețe în roate președintelui. Ei l-au limitat în anumite împuterniciri. Și necătând la toate acestea, dumnealui îi reușește totuși să-i bate și să-i bate în punctele ținte, în punctele cheie care îi deranjează pe guvernare. De aceea, în situația dată, eu sunt ferm convins că rezultatele vor fi, dar însă și această rechemare a domnului ambasador Neguț de la Moscova, eu cred că aceasta este un semn de, știți cum, să încerci să-l provoace pe domnul președinte la anumite acțiuni negândite. Dar ne lui ajunge destul de mult înțelepciune pentru ca să poată proceda corect. Domnule Benecu, în ultimul timp, în mod special în ultimii ani, în limbajul cotidian a apărut această noțiune de ministru tehnocrat sau guvern tehnocrat. Dacă e să facem o referire propriu-zis la ambasador, ambasadorul este o persoană politică sau este un profesionist, un tehnocrat făcând referire la ceea ce se utilizează? Cum ar trebui să fie perceput la modul real? Tot ce se face în administrația unui stat, da, este politic. E politic. Prin definiție. Inclusiv. Și atunci de ce aceste nemulțumiri, nu știu, din partea PL-ului, iată, spre exemplu, avem reacții de ce s-a întâmplat așa, avem din partea partidului PLDM și așa mai departe, acum, ca să nu pierdem timp. Reacții. Pentru că sunt persoane politice, totuși. Deci, uitați-vă, noi confundăm de multe ori cabinetul de ministri, am în vedere, da, tehnocratic sau funcționar tehnocrat și funcționar politic. Da? Iar noțiunea de tehnocrat, încă o dată o mai confundăm cu ceea ce se numește profesionalism. Într-o administrație de vârf nu pot fi doar oamenii care sunt preocupați cu doi ori doi. Sau, vreau să zic că utilajul ăsta trebuie să fie angrenat cu alt utilaj și va produce, vreau să zic, efectul nu știu care. Lucrurile sunt toate pătrunse și întrețesute în ceea ce numim noi politică. Dar sunt cei care sunt desemnați în funcție, în cadrul polisului, în cadrul statului și își fac datoria profesională la nivelul cel mai înalt și foarte eficient, și sunt cei aduși de pe undeva. La noi foarte multe locuri sunt suplinite de oameni aduși de pe undeva, cu părere de rău. Nu sunt filtrele respective ca să selecteze acești oameni. Sau nu există dorință politică? Nu, nici capacitate, nici dorință politică. Pentru că a face un sistem de selectare a cadrelor în toate domeniile, asta e muncă de generații.
Dar lucrurile este, ea, la noi sunt lăsate într-o parte și sunt mobilizați începând de la neamuri și terminând cu cei care îi cunoști tu. Dar nu este un sistem, repet, de selectare, inclusiv în diplomație. Iată, eu, mă rog, nu prea cunosc cine își face datorie în domeniul, diplomatic, dar mi-ar fi interesant dacă îi punem pe toți. Noi avem, de exemplu, undeva vreo 25, da, cam așa 24, este. 26 de ambasadori. Da? Și dacă noi, cu tot cei care îl însoțesc în misiunea diplomatică, îi punem la rând așa ea, vă asigur, intuiesc eu. Pot să mă greșesc, să dea Dumnezeu să mă greșesc. Dar eu sunt convins că puțin o să-i găsești pe cei școliți în școlile sau la cursurile speciale, la școlile înalte sau cele naționale, care au terminat relațiile internaționale, care au terminat studii diplomatice, care și-au făcut un masterat, care și-au făcut un doctorat în relațiile internaționale, care a fost crescut în mod direcționat, în mod special a fost crescut și promovat în profesie. La noi toți ambasadorii care au suplinit funcția respective vin acasă și o apucă în absolut în altă parte. În sensul ăsta, se rupe veriga asta de transmisiune a experienței diplomatice. Este o experiență inedită. Nu toți acumulează. Noi am spus 26 de persoane care ar trebui să coboare a lor experiență diplomatică pe umerii și în mințele celor care îl urmează din centrală, de exemplu, sau cei care aspiră această profesie. Ori la noi nu este nimic prestigios. Nici diplomația nu mai este un sector prestigios în realizările profesionale. Nici universitățile nu mai este cum a fost cândva un sector prestigios de a lucra, de a-și face funcțiile. Prestigios este accidental să te precopsești cu vreo câteva milioane. Ia ca asta. Frumos spus, accidental, da. Da, și pe undeva cumva. Domnule Bedinski, dar eu pot spuneți. Într-adevăr, există această problemă, dar trebuie să revenim la salariile care le primesc funcționarii Ministerului. Da. Fiecare funcționar, pur și simplu știți cum, altă măsură pentru a primi careva finanțare suplimentară, nu decât să fie în careva misiune. Salariile care le primesc pe teritoriul Republicii Moldova, ele sunt net insuficiente. Și fiecare din ei speră că măcar peste 3 ani, peste 5 ani de zile, dacă o ajunge undeva într-o misiune, să primească un salariu de 500 de euro, va fi foarte bine. Dacă el ajunge un consul sau și are un salariu de 1000 de euro, pentru ei asta, wow, e foarte bine. Eu îl susțin pe domnul Lebedinski în sensul ăsta. Nu numai din externe, cei care lucrează în aparatul Ministerului de Externe, dar toți cei care lucrează în administrația supremă a statului, mai ales miniștrii, ambasadorii, trebuie să fie plătiți după măsură. Noi trebuie să plătim până una alta, din puținul care avem, la maximum posibil, trebuie să plătim profesorii în școli, profesorii universitari, diplomația moldovenească și pensionare. Restul trebuie să lucreze și aici care vor fi plătiți, sper eu, cândva, care i-am numit, da, și-or primi asta, mai mult decât primesc acum, că salariile sunt derizorii, pur și simplu. Nu poți face diplomație înaltă cu 2-3 mii, 4 cel mult aici în centrală și cu o leafă mai bună. Oamenii ăștia din minister, de externe am în vedere, ieșed la rând ca să ne merească la o leafă de 2-3 mii cel mult. Asta cei mai mari, 3-3-200 cei mai mari leafă a ambasadorului undeva într-o țară. Și leafa asta e la nivelul, mă iertați, a clasei mijlocii sau a minimumului de remunerare în țările respective, că nu este o leafă mare. Dar ei șed la rând când ajungem atunci... În vârful piramidei, da? Domnule Bedinski, teoretic sau cel puțin la nivel conceptual mai există o alianță de guvernământ în Parlament. Vreau să vă întreb, atunci când anumiți deputați, colegii de-ai dumneavoastră, spun că rechemarea acestor diplomați este o încălcare gravă a prevederilor serviciului diplomatic, cum trebuie să fie văzut și înțeles? Pentru că, până la urmă, dânșii au fost cei care i-au trimis în misiune diplomatică.
asta și am vrut să spun. De fapt, în Parlament eu am 24 de colegi, ceilalți sunt oponenți politici. Într-adevăr, acești deputați. Da, acești deputați, la momentul când au fost numiți și respectiv rechemați precedenții ambasadori, ei nu atrageau atenție că, uite, sunt încălcate regulamentele și este încălcat statutul ambasadorului și a respectivului angajat a Ministerului de Externe. Dar în momentul când i-a atins reprezentanții partidului său, atunci au început a face gălăgie. Bine, să-i lăsăm într-o parte pe ei, dar pe viitor, cum vor proceda ei? Colegi din diferite fracțiuni sunt și membri a Comisiei Relații Externe. Respectiv au votat la ședință pentru numirea aceștor ambasadori, care au avut loc două săptămâni în urmă. În comisie s-a discutat aceste candidaturi. Reprezentanții Ministerului de Externe spuneau că la președinție există deja o listă cu viitorii ambasadori, urmează de fapt o procedură tehnică. Este da? Și publicat, guvernul i-a acceptat, toți acești candidați, să spunem că nu sunt încă ambasadorii ei. Înseamnă că dacă e să facem referire la o perioadă de timp, cel mult în două săptămâni vom avea diplomați? Nu pot spun în cât timp, dar probabil că da, deoarece de fapt sunt multe momente tehnice. Mine mă deranjează mai mult. De ce? Statele Unite, noi la moment nu avem relații diplomatice. Nu sunt întrerupte, dar ambasadorul este rechemat. Da, domnul Ciocoi, s-a motivat tehnic, îi spus că la cererea personală. Dar activând 4 luni de zile și după aceasta să fie rechemat, înseamnă că sunt careva momente destul de serioase. Sau, într-adevăr, i s-a cerut, nu se isprăvește cu activitatea și a fost obligat să depună această cerere, sau nu e exclus. Știți cum, în familie poate să întâmple diferite lucruri, nu vă pot spune. Dar dacă există această cerere, cu astfel de state, cum este Rusie, cum este Statele Unite, nu se glumește. Noi în China n-am avut, pare-mi-se, vreo jumătate de an sau un an, n-am avut ambasador. Aceeași situație. Marea Britanie până acum, Bulgaria până acum nu avem ambasador. Pentru mine este destul de straniu în situația aceasta, când noi vrem să avem cât mai mulți parteneri, când noi vrem să dezvoltăm Republica Moldova, noi în același timp nu delegăm reprezentanța noastră în aceste state. Mai mult ca atât, eu vreau să vă atrag atenția că acești ambasadori până în 2016, de fapt, relațiile economice la ei erau pe ultimul plan. Nu erau careva proiecte. Nu erau majoritatea ambasadilor, eu chiar am făcut o interpelare, pare-mi sunt în 2016 sau 2017, prin care mi s-a comunicat de la minister că unicele proiecte de dezvoltare a Republicii Moldova, asta au fost un curs, o lecție cu ambasadorii, cei ce e legat de marketing. Și atât, alte proiecte, ambasadori noștri nu erau și angajați, ambasadilor lor nu erau angajați. Pentru mine aceasta este destul de dubios pentru ce ținem noi de acolo. Numai pentru că, da, salariul este mic chiar și acolo, dar numai pentru aceasta, dați să vedem care este efectul economic de la activitatea lor. Și eu așa înțeleg. Păi ai un angajat, este venit de la el, el este productiv pentru Republica Moldova, îl mai ține acolo, dacă nu e productiv, recheamă-l înapoi. Da. Și, într-adevăr, aceste persoane, eu nu înțeleg de ce n-ar fi, eu știu experiența altor state. Într-adevăr, ambasadorii sau angajații în anumite ambasade care au fost, ei sunt concentrați mai departe în același domeniu. Ei sunt specialiști în relațiile, de pildă, cu Federația Rusă, ei sunt aceste comitete a lor interne sau departamente, le numim diferit, în minister, ei sunt specialiști în domeniul dat. Deci cei care au avut rezultate plauzibile și respectiv ei pot să-i consilieze pe actuali ambasadori sau pe însăși ministru, pe premier în domeniul cum ar trebui rezolvate aceste probleme. Deoarece vrei, nu vrei, activând 2, 3, 5 ani în dependență, până la 4 ani, în domeniul relației externe, îți faci anumite relații chiar și personale, ceea ce nu este puțin deloc.
Și într-adevăr, foarte corect. Dar experiența ex-ambasadorilor este valorificată? Este deloc. Deloc, absolut deloc. De asta și spunem că acest potențial trebuie să fie folosit. Atât în universități, ei trebuie să fie implicați la pregătirea noilor specialiști, cât și în cadrul pregătirii profesionale a angajaților ministerului. Domnule Beniuc, dumneavoastră vi s-a părut cel puțin straniu că vorbim de Statele Unite, vorbim de Marea Britanie, vorbim de Federația Rusă, țări destul de mari, țări influente, în care noi nu avem reprezentanță diplomatică, acum la modul direct vorbind, sau noi pur și simplu vorbim de o simplă coincidență și lista asta ar putea continua? Straniu. Straniu. Dar vă spun de ce. Vă rog. De că uitați-vă. Cu Europa pot să menții relațiile la nivel multilateral, în cadrul diplomației multilaterale, da. De exemplu. Da? Având un reprezentant la Bruxelles, NATO și Consiliul Europei, poți avea acces și la celelalte, la figurat, eu spun. Da. Eu nu spun că trebuie să fie așa, Doamne ferește. Dar majoritatea ambasadorilor din Europa, practic, sunt lăsați, în afară de Paramisca Bulgaria, sunt lăsați în posturile lor. Noi nu avem ambasadori în țările cu care menținem relații bilaterale. Statele Unite ale Americii, ea nu este partea Bruxellesului. Corect. A Uniunii Europene. Rusia, China a fost ceva mai înainte. Cele mai mari state care determină, cei mai mari jucători care determină situația în lume, noi nu suntem prezenți acolo, cel puțin de a ține nemijlocit mâna pe pulsul evenimentelor. Știți, părtașii realismului politic spun așa, dați-mi o situație stabilă și benefică internă și atunci eu vă pun la dispoziție o diplomație serioasă. Dar aici, dacă la noi e dezordine acasă, nu poți aștepta la o diplomație eficientă. Asta în primul rând și în al doilea rând. Domnule Bedinski are perfectă dreptate și eu îl susțin. Trebuiește o pregătire, un sistem de cadre foarte bine închegat, care se îngrijește numai decât de pregătirea continuă. Repet, continuu, nu odată ai terminat nu știu ce în relații internaționale sau ai terminat niște studii, ai devenit diplomat și gata. Pentru că toată aptitudinea căpătată prin practică trebuie să fie dezmorțită, dezlegată prin cunoștințele teoretice. Și asta se acumulează numai doar prin cursuri în continuu. Repet, la școlile naționale și cele internaționale. Fără de asta, profesionali, prin ce se deosebește situația actuală în relațiile internaționale? Prin schimbarea foarte vertiginoasă a evenimentelor. Și doar numai dacă prinzi factura, asta este prea puțin, trebuie să le îngrămădești într-un concept teoretizat, teoretic, foarte bine dislușit, pentru că evenimentele astea se schimbă foarte tare și trebuie să înțelegi care este trendul, cam în modă să spui, care este, vreau zic, direcția dezvoltării evenimentelor, cum pot fi modelat în viziunea ta și să pui la dispoziție guvernării ceva clar. Ce facem mai departe? Ceea ce nu prea se petrece. Domnule deputat, orice act de comunicare, inclusiv în diplomație, ești firesc să așteptăm o reacție de feedback, un răspuns. Care poate fi feedback-ul în raport cu Republica Moldova atunci când vorbim de instabilitate, incertitudine, ambiguitate și așa mai departe? Știți, în așa situație, eu își fac comparație ca care atitudine profesorului față de un copil neastâmpărat și știți cum... Nu prea străduitor, da. Păi, uite, este, lasă-l stăi și el acolo, nu-i atrage mult atenție, nu pierde timpul și se ocupă de cei care vor, într-adevăr, să lucreze supra sa. Și cu părere de rău, știți, în situația dată este și momentul când copilul acela, cu timpul, el poate vrea să fie stăruitor, dar profesorul într-atât s-a acomodat cu faptul că el este incapabil să perceapă informația, că nu-i mai, chiar dacă el are careva rezultate într-adevăr bune,
acest profesor de nu mai are încredere în faptul că din el poți face un om de treabă. Și anume, eu mă tem că și față de Republica Moldova să nu ajungem la situația când va fi schimbată guvernarea, aici pe loc se va începe o activitate bună, vor fi rezultate bune, dar pentru că noi schimbăm mentalitatea partenerilor noștri externi și atitudinea față de Republica Moldova, va trebui un termen foarte mare pentru în raport cu ceea ce urma să facem mai departe. Noi am putea să avem chiar la moment unele rezultate foarte bune dacă noi, într-adevăr, am implicat profesioniști în activitatea noastră. Și sunt, într-adevăr, de acord că profesorii, funcționare din relații externe, ei trebuie să fie într-atât de bine finanțați și salariați, am vedere că și atât dotarea tehnică, cât și salariul personal care el poate să-l ducă fizic acasă la familie, să-și întrețină familie, trebuie să fie într-atât de bine motivați ei, ca acesta să fie un stimul, un concurs enorm. Eu mi-aduc aminte când, pe timpuri, când era admitere la universitate, în 20 la universitate erau concurs 20, 30, 50 de oameni pe un loc. Acum, la universitate, Ei se roagă universitățile să vină studenți. Domnule Bedenski, domnule Benic, eu vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Vă aștept și cu alte ocazii pentru a vă exprima punctul de vedere aportat la anumite teme. Stimați telespectatori, atât am reușit în cadrul emisiunii de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. O seară bună alături de Accent TV.